Până pe 15 septembrie 2024, un juriu internațional va selecta 10 orașe pentru a primi sprijin tehnic în dezvoltarea capacității de atingere a neutralității climatice. Suma alocată pentru dezvoltarea de proiecte pe această axă poate depăși 1 miliard de euro. O caravană foarte importantă pentru viitorul orașelor din România. Este vorba de caravana EM100, o idee a Uniunii Europene. Acum suntem în aceste metode caravana neutralității climatice, în care prezentăm metodologia, obiectivele misiunii. Până în 15 septembrie, orașele trebuie să depună candidatura la această misiune, iar în 29-30 octombrie vom anunța cele 10 orașe cu care vom lucra deja din această toamnă la pregătirea planurilor de acțiune climatică, planurilor de investiții aferente și a contractelor municipale de clima. Practic, vor fi finanțate proiectele complete care vor conduce spre o reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Reducerea poluării este foarte importantă. Sunt doar câteva orașe din România care sunt gazde pentru astfel de caravană, de promovare a valorilor viitorului, dacă vreți, să avem cât mai puțină poluare, să refacem natura, să îmbunătățim biodiversitatea și tot acest proces să ducă la o calitate a vieții mult mai bună. Primăria Buzău anunță că își va depune candidatura pentru a accesa astfel de fonduri.